Legislația internațională prevede consultarea populației din România și Bulgaria în legătură cu aceste proiecte cu potențial impact transfrontalier. În acest context s-a înscris inițiativa Grupului de Acțiune Civică din Craiova de a strânge semnături pentru declanșarea referendumului antinuclear în Bănie. Astăzi, după a doua tentativă, finally, în final, am reușit să aducem tabelele conținând atât originalele cât și copiile semnăturilor cetățenilor Craiovei care susțin proiectul nostru, care, repet, se intitulează Organizarea referendumului vis-a-vis de proiectele nucleare de la Kozlodui, datorită cărora, precizez din nou, Craiova intră în zona de risc nuclear. Noi vom întocmi o propunere de draft. Noi am venit chiar cu 3 propuneri de draft, adică în varianta inițiator doamna primar, inițiator o treime din consilier și, evident, inițiator grupul de acțiune civică. S-a convenit în prezența autorităților că se va alege în final varianta de propunere de hotărâre de Consiliul Local, care are șansele cele mai mari pentru a putea fi introdusă pe ordinea de zi a ședinței din 24 septembrie. Craiova se află în zona de risc nuclear, fiind vulnerabilă în cazul unei catastrofe nucleare la Kozlodui. Bulgarii intenționează să construiască un megadepozit nuclear cu o capacitate de 350.000 de tone și un nou reactor nuclear cu o capacitate de 1.200 de megawați.